Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cum unii concurenți par a ști mai multe decât ar trebui. Ieri Bianca vrând să-l săgeteze pe Robert nu cu iubirea, ci cu micuții de gheață, a sugerat cum că el s-a apropiat de Mihaela, deoarece își dorește votul de la ea în finală, îndepărtându-se în același timp de Katinka, deoarece ar urma să fie eliminată în gala următoare. Și aici apare întrebarea. De unde știe Bianca sau orice alt concurent din casă de faptul că cea care va urma să plece este Katinka? Pentru că din ce a apărut până acest moment, ea chiar va fi eliminată duminică. Eu sunt convins că ea a vrut doar să-l pună într-o lumină proastă pe Robert. Nu cred că a știut că aceasta chiar va fi eliminată, doar că mă frapează că producția nu ia măsuri pentru că iată cum se rămâne cu o impresie proastă despre faptul că unii ar cunoaște detalii înainte să se întâmple. Și mai este un alt lucru ce mi-a atras atenția. În ultima perioadă, Robert a tot de repetat. Cărțile au fost făcute, destinul este scris. Pentru mine asta sună ca și cum orice se întâmplă în casă nu are importanță pentru că deja se știe ce va fi. Adică a spus asta când era scos în față. Cum sună o asemenea afirmație? Ceva de genul, degeaba vă scoateți voi în față pe mine pentru că altcineva pleacă oricum acasă. Poate el se folosește de acea vorbă cum că destinul a fost scris, sau ceea ce ți-a fost scris, aia se va întâmpla, dar în contextul unei emisiuni care naște controverse prin ceea ce se întâmplă, cred că nu pică deloc bine. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.